încetarea exercitării de îmbrătarea funcției de prefect al județului Suceava ca și încetarea detașării mele în această funcție. Cred că ați simțit și dumneavoastră, am avut emoții la început ședinței, nu numai datorită prezenței Maicii Sarica alături de noi, ci și la felul că este ultima întâlnire în această formulă în Colegiul Prefectura cu mine în calitate de prefect. Dar ascultând și prezentarea doamnei director, în acest interval de timp, am trecut cu privirea, am privit pe fiecare în parte și m-am liniștit, pentru că am făcut așa un fel de bilanț al colaborării noastre din 2017 până în prezent și am o satisfacție pentru că, dincolo de ceea ce am realizat împreună, am făcut și o bună colaborare și cred că lăsăm cu toții loc de bună ziua în continuare, pentru că presupun la următoarea ședință de Colegiul Prefectural, voi reveni, pentru că domnul Iacob, că acolo era locul meu, sunt invitați și vom colabora în continuare în timpul de formula în care ne vom regăsi. Eu vreau să vă mulțumesc în primul rând să vă felicit, pentru că și din această perspectivă, am avut confirmarea faptului că în instituțiile de concentrate din județul Suceava, cu dumneavoastră în fundei, centralizând, practic, modul în care se implementează programul de guvernare în județul Suceava, reiese că ne situăm pe loc frumos. Și asta vi se datorează. Deci, indiferent de domeniul de activitate și indiferent de ministerul de resort pe care îl reprezentați, instituțiile din județul Suceava se află în loc. Ceea ce face ca și instituția prefectului județul Suceava să poată raporta de fiecare dată că ne facem datoria. Vă mulțumesc încă o dată și vă urez succes în continuare.